Când te gândești pentru prima dată să investești, îți recomand să iei în considerare cele mai cunoscute instrumente, acțiunile și obligațiunile, sau instrumentele cu venit fix. Combinând aceste două clase de active, poți construi diverse strategii de investiții. Îți propun să analizăm mai atent acum obligațiunile. Obligațiunile sunt instrumente financiare de împrumut. În calitate de investitor, împrumuți bani unui emitent, companie sau entitate publică, cu promisiunea că aceasta va rambursa suma integral la o dată viitoare, numită scadență, împreună cu o dobândă stabilită din start. Este similar unui credit contractat cu o bancă, cu diferența că investitorul, care se numește obligatar, ia locul creditorului și încasează dobânda, în timp ce emitentul obligațiunii își asumă rolul împrumutatului și achită o dobândă. La Bursa de Valori București sunt disponibile trei tipuri de obligațiuni. Obligațiuni de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, obligațiuni municipale, instrumente financiare emise de orașe și municipalități care vor să financeze proiecte locale, și obligațiuni corporative, emise de companii care vor să atragă capital ca să-și financeze proiectele. Spre deosebire de deținătorii acțiunilor, deținătorii obligațiunilor nu dețin o cotă parte din compania emitentă și nici nu au drept de vot. În schimb, au un venit regulat, relativ sigur și stabil. Când cumperi obligațiuni, suma pe care o împrumuți și care se rambursează ulterior la scadență se numește principal și reprezintă valoarea nominală a obligațiunii. Emitentul va plăti pentru suma împrumutată o dobândă prestabilită sau variabilă, la intervale regulate de timp, numită cupon pe întreaga durată de viață a obligațiunii. Prin durata de viață a unei obligațiuni se înțelege perioada de timp pentru care banii sunt împrumutați emitentului, companie sau instituție publică. Când obligațiunea ajunge la maturitate, emitentul înapoiază titularului obligațiunii suma împrumutată. Ca la orice altă investiție, miza stă în modul în care poți câștiga din deținerea de obligațiuni. Dobânda sau cuponul la care este îndreptățit obligatarul se exprimă ca procent din valoarea nominală a obligațiunii respective. Spre exemplu, o obligațiune cu valoarea de 1000 de lei și un cupon de 4% va genera dobânzi de 40 de lei pe an. Rata dobânzii este stabilită în funcție de riscul celui care vrea să împrumute banii sau riscul ca emitentul să intre în incapacitate de plată când vine vorba despre returnarea sumei împrumutate. Ca la orice altă investiție, trebuie să luăm în calcul și raportul risc-câștig potențial. Rata dobânzii va fi influențată și de durata de viață a obligațiunii. Așadar, obligațiunile cu o rată a dobânzii mai ridicată fie sunt considerate mai riscante, fie au o durată de viață mai îndelungată și implicit un grad mai mare de incertitudine, sau putem avea o combinație între cele două. Cum investim însă în obligațiuni? Iată o imagine în detaliu. Există două tipuri de obligațiuni, listate și tranzacționate la Bursa de Valori București și nelistate. Discutăm acum despre obligațiunile care sunt tranzacționate la Bursa de Valori București. Obligațiunile listate au mai multe avantaje, precum lichiditate, transparență și un cadru legal impus de reglementator. Ca să poți cumpăra obligațiuni, trebuie să ai un cont deschis la un broker, unde să depui suma de bani egală cu prețul de pe piață al obligațiunii, plus comisioanele indicate de broker. În general, când cumperi direct de la emitent în timpul unei oferte publice inițiale sau al unui plasament privat, se achită doar valoarea nominală. Dar după ce obligațiunile sunt listate, acestea devin obiect al cererii și al ofertei și vor fi evaluate la prețul pieței. Spuneam mai devreme că obligațiunile listate au avantajul lichidității. Asta înseamnă că, în cazul în care o persoană cumpără o obligațiune cu o scadență de 10 ani, însă după 5 ani își dorește banii înapoi, poate vinde obligațiunea unui alt investitor prin Bursa de Valori București. Acolo va avea posibilitatea să o vândă la prețul de piață, care poate fi mai mare sau mai mic față de valoarea nominală a obligațiunii. Asta înseamnă și că un investitor are posibilitatea să cumpere obligațiuni de la alți investitori dispuși să vândă, prin intermediul unui broker autorizat să tranzacționeze la Bursa de Valori București. În afară de acțiuni și obligațiuni, la bursă există o mare varietate de instrumente financiare disponibile pe piața de capital. Totuși, recomandăm investitorilor începători să lucreze cu instrumentele de bază, precum acțiunile, obligațiunile și unități ale fondurilor de investiții.